Moldova Gaz va acumula devieri tarifare negative în luna aprilie în valoare de 500 de milioane de lei, a anunțat directorul companiei, Vadim Ceban. Totuși, acesta susține că nu se va adresa Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică pentru ajustarea tarifelor. În această lună, formula de calcul a prețului de import s-a inversat, astfel încât 70% constituie cotațiile la bursă și 30% prețul coșului de produse petroliere. Iar 1000 de metri cubi de gaze rusești au ajuns să coste 1.193 de dolari. Tariful la gaze pentru consumatorii casnici este de 15 lei și 18 bani.